Mihela, nu pot să mint. Eu nu pot să spun, eu spun adevărul. Da, și am spus-o și o s-o spun și în cartea pe care o să apară. V-ați emoționat și lacrimile nu sunt artistice, sunt naturale din punctul de vedere sentimental și uman. Am iubit-o enorm de mult, dar suferința ei a fost atât de mare încât m-a făcut pe mine să lupt cât am putut eu s-o pot salva. În interviul 1 la 1 aflăm împreună CV-ul impresionant și povestea de viață a artistului Gheorghe Turda. Muzica clasică, festivalul Primăvara Studențească, ansamblul Rapsodia Română, ansamblul Ciocârlia și gradul de general sunt doar câteva puncte cheie dintr-un CV stufos, impresionant, care ilustrează o evoluție constantă a unui artist desăvârșit. Toate acestea fiind spuse, ar mai fi de zis doar atât. Dacă ar trebui să aleg un nume pentru a defini frumos folclorul românesc, aș alege Gheorghe Turda. Bună ziua, bine ați venit la interviul 1 la 1. Sărut bună, doamna Mihela! Sunt onorat că sunt invitatul dumneavoastră în această zi frumoasă, pentru că tot ce mi-am dorit în viață, aproape unul la unul mi-am înfăptuit din punct de vedere artistic, familiar și din punct de vedere profesional, pot să spun. Mi le-am îndeplinit aproape unul la unul. Frumos deci, spus! Deci artistic nu mai vorbesc, familiar nici atât. Poate că am fost de multe ori și invidiat din punct de vedere altor colegi de breaslă care și-au vrut să aibă o familie atât de frumoasă ca lui Gheorghe Turda. Unii au reușit, alții mai puțin. Dar nu vreau să critic pe nimeni pentru că fiecare cum își croiește în viață drumul, așa și-l are. Am citit că ați fost căsătorit timp de 37 de ani. Perfect. Cu o doamnă frumoasă balerină. Din păcate, dânsa a plecat acolo sus, dar vă veghează. Eu aș vrea să trec într-o zonă frumoasă, chiar dacă este un punct sensibil. Cum, să vreau să-mi povestiți cum ați cunoscut-o și cum ați cucerit-o. Doamna Mihela, deja v-ați emoționat și lacrimile nu sunt artistice, sunt naturale din punctul de vedere sentimental și uman. Am iubit-o enorm de mult, dar suferința ei a fost atât de mare încât m-a făcut pe mine să lupt cât am putut eu să o pot salva. Dar Dumnezeu așa a vrut să mai țin în viață 22 de ani. O luptă infernal de grea. Din momentul în care s-a declanșat boala. S-a aflat că este... Boala propriu-zis s-a declanșat în turneul nostru din 1987. Atenție, în 87. Cu puțin timp înainte de 89, de acea, să zicem așa, revoluție, s-a declanșat în turneul din 87 cu marele ansamblu în care eram component împreună cu soția și alți artiști de marcă, să zic așa, de marele ansamblu Rapsodia, o lună și jumătate în turneu. Oh. Vă dați seama. Și în momentul în care am jucat spectacolul de la Hiroshima, după spectacol, n-am mai putut să-ți danseze, a fost luată chiar cu salvarea la spital și de următoarea zi, mai era încă o zi de turneu, a trebuit să întrerupem turneul pentru că n-am mai putut să danseze din cauza acestei boli incurabil de grea, leucemie, trombocitară, leucemie. Și am tras 22 de ani prin tratamente, după tratamente, cât am putut să rezistem, atât s-a putut. Da. E sigur, un pasaj foarte greu din pentru mine. Încerc să-mi revin și acum pentru că soția mi-a dorit două fete. Și am și trei nepoți. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel. Să încerc sănătoși. Să mă stăpânesc pentru că și-a dorit foarte mult să trăiască. Dar cum v-ați cunoscut? Și cum ați cucerit-o?
Era o poveste foarte frumoasă. Iar când am absolvit facultatea la Academia de Muzică din Cluj, în 1971, soția era deja prim balerină la Marele Ansamblu Rapsodia Română în 70. Ne-am cunoscut în turneu de atunci, 70-71, 72 chiar, așa. Eram într-un turneu de probă cu Marele Ansamblu Rapsodia Română. Prima dată am luat perioada de toamnă, de vară-toamnă, pe litoral, după care, tot în vara respectivă, în toate orașele mari din Transilvania. Brașov, Sighișoara, Târgu Mureș, Cluj, Dej, Baia Mare, tot Ardealul. Din Satu Mare până în Timișoara, vă dați seama. Seară de seară, spectacol acolo. Sigur, eram prim solist al ansamblului de Rapsodia Română. Eram tineri, frumoși. Eu, Gheorghe Turda, blond cu ochi albaștri. Soția prim balerină și era foarte apreciată și de ceilalți colegi din balet și nu numai de artiști. Și a fost foarte iubită. A fost secretarul UTC. A și pățită din cauza asta. Trecem în revistă tot să nu uit da, ceva. Da, sigur. Și ne-am împrietenit, dar a fost dragostea la prime vedere. Ne-am împrietenit cu adevărat, cu intenții serioase de a ne pregăti să ne căsătorim. Și așa și a fost. Dar n-a fost în 71, a fost de-abia în 74 spre 75. Oh. Da. Și momentul cererii în căsătorie? Vi l-am amintit? Sigur că da, sigur da. Ea fiind balerină, eu sunt solist vocal. Țin minte că a trebuit să mă consult și cu directorul ansamblului din vremea aceea. Era un muzician, Ioniță, Aurel Ioniță, Eugen Ioniță. Și când a mers la cabinet, zic, domnul director, eu cred că va trebui să mă însor. Am o fătucă atât de frumoasă lângă mine și o iubesc și ea mă iubește foarte bine. Foarte, foarte mult și cred că va trebui să ne aproba să ne căsătorim. N-am făcut această cerere în căsătorie să cere aprobarea directorului. Dar a vrut să știe. Ați vrut să, da, să audă să, din, să, de la dumneavoastră. Să-i aduc la cunoștință. Da. Sigur, dacă el atât foarte elegant mi-a răspuns, dacă ție Dumnezeu te-a hărăzuit să o iei de nevastă pe Betty, să o iei de nevastă. Oh, ce frumos. Da. Și 37 de ani, da. Ați format un cuplu senzațional. Mm-hmm. Pas cu pas ați ajuns la a la deveni familie. Tată. Cum deci, a fost momentul venirii pe lume al primei fiice? Pentru că sunteți tată de... Pe Ancuța, am două fete frumoase. Așa. Țin minte că în momentul în care s-a pregătit de a naște, eu mă pregăteam de a merge într-un turneu în Rusia, la Moscova și la Baku. Urma să nască Betty. Și exact cu 3 zile înainte de a naște, soția născut, pe Anca, țin minte, 5 octombrie 1977, așa, înainte. Am fost în turneu cu Nicu Ceaușescu, Traian Ștefănescu, Zoe Ceaușescu, era toată echipa și artiștii din tinerimea română a UTC-ului din vremea aceea, la Moscova și la Baku. Și bineînțeles că eram pregătit, a născut soția, eram fericit că am o fată și a trebuit să-i cinsesc pe colegii mei de la ansamblu. Și am luat cu mine vreo 10-12 litri de pălincă și era să zic, aproape pe toți i-am cam îmbătat cu pălinca din avion. În avion i-am, da. Și țin minte că Nicușor, Dumnezeu s-o ierte, s-a postat spre coada avionului și a început artiștii mei să cânte la mulți ani și așa mai departe. Era o veselie extraordinară și l-a mirat pilotul la microfon, mă rog, ne-a comunicat cu noi, ce toți artiștii jos pentru că avem un gol de aer. Ne-am speriat și ne-am oprit din cântare, vă dați seama. Dar pălinca tot am băut-o. Pălinca da. de bucurie. Și pentru a doua fiică? A doua fiică, după 4 ani aproape, 3 ani jumătate, 4 ani, când a apărut văchița, un eveniment foarte interesant. Soția era gravidă cu a doua, cu văchița. Încercam să-i găsim un nume. Și la mea dat cea mare, Anca avea 3 ani și jumătate deja, îi citea povești foarte frumoase despre Ștefan cel Mare,
de mama lui Ștefan cel Mare, Maria Voichița. Da. Maria Voichița. Vai, ce frumos. Și atât de frumos îi citea poveștile doamna Beti lui Ancuța, încât ea a rămas impresionată de numele lui Voichița. Și i-a spus așa, mami, Anca de către mami, și pe mine, pe suriorul meu, s-o cheme Voichița, suriorul meu. Da, da, și da. Așa am dat numele, Elena Voichița. Elena după numele lui Nașa. Da, vă dați seama. Da. Deci s-a legat și de la cea mare și de la cea mică și numele și vorba aceea și evenimentul care a fost cu a doua petiță. Care fată vă seamănă cel mai tare? Pot să spun că n-aș putea face o diferență între asemănarea fizică, pot să spun așa. Anca, al felul ei, seamănă cu mine foarte mult la culorile feței și la ten. Voichița mai spre un pic mai șaten pentru ten și la păr, seamănă cu soție, da. Și una și alta. Dar ca atitudine foarte mult seamănă Anca cu mine și cu mama, cu Betty, cu soția. Pentru că cea mare a făcut și balet, și pian, și balet. Cum erau sărbătorile de Crăciun? Da. În familie? Cine împodobea bradul? Bineînțeles, eu cu mami. Da? Cu doamna Turda, da. Aveau o plăcere extraordinară copiii să fie cât mai multe jucării sub brad, cadouri și mai departe. Și bineînțeles eu, de nelipsit la asemenea sărbători extraordinare ale Crăciunului, când le colindam. Atunci le cântam pe live, pe tot ce cântam eu și nu numai după ce apăream pe televizor și mai departe la alte spectacole. Deci le colindam în live. Țin minte că la un moment dat, s-a mai întâmplat și la alți artiști, au venit și alți copii în... Chiar băiatul lui Mărioara Murărescu era vecin cu familia mea, Petrișor, și bineînțeles se uita și la mine și la pantofii mei. Și mi-a recunoscut după pantofi, după ghete, era da. Iarna, era rece, așa, și zice, păi Nenea Ghiță, zice, e Moș Crăciun. Zice, Nenea Ghiță, e Moș Crăciun, vă dați seama. După ghete, l-au recunoscut pe Moș Crăciun. Da. Și fetele la fel. Da. Ce amintiri aveți din copilăria dumneavoastră? Doamna Mihaela, eu, ca povestitor și ca amintiri, sunt un povestitor Ion Creangă, mic copil pe lângă mine. Atâtea amintiri am, toate pățânele și năzdrăvăniile mele care le-am petrecut la tinerețea mea, mi s-au întâmplat identic cu ce s-a întâmplat cu La Scăldat. Da? De câte ori Am rămas fără haine și mama îmi fura hainele și mi le ascundea undeva, da. În șură la mine acasă, că eram foarte aproape de râu Săpânța, vă dați seama. Și bineînțeles, rămâne fără haine și fugeam din curte în curte, din grădină în grădină, până mă ascundeam, până când puteam să fur alte haine să mă pot îmbrăca. Da. Și alte și alte pățării. Dar cele mai frumoase amintiri sunt din anii copilăriei, cam vreo 6 ani, aveam 5 ani jumate, 6 ani, când, copil fiind, bunicul meu, acolo în munte la mine, în Maramureș, avea o casă a lui, o colibă, de fapt. Și acolo veneau ciobanii cu stâna din sat, în munte, și acolo în munte, lângă coliba și lângă casa lui bunicul meu, era o exploatare forestieră. Și erau niște muncitori forestieri, dar era și un muncitor care făcea cărbuni din lemn. Dar știți cum se numesc, da? Da. Mangan. Și în vremea aceea, aveam vreo 6-7 ani, bunicul a făcut un fel de tranzacție între un cărbunar din ăsta să-i dea casimbrie în toată vara la un copil care avea vreo 17-18 ani. Deci nu era încă luat în armată, nu era încorporat, așa. Și bunicul a făcut o tranzacție, că zice, bunicul zice, ți-l dau pe băiatul ăsta strungar, să se lucreze la stână, dar îmi dai toată sembria
pe toată vara la început. Numai că de Rusali i-a venit ordin de încorporare acestui tânăr frumos și a obligat, era să meargă în armată. Și a rămas și, A rămas fără serviciu și mai departe și fără, vorba aceea, strungarul de la oie. De la... Și atunci bănicul a zis, da, zice, îmi dai cetera băiatului, el cânta cu vioara la 18 ani, cânta destul de bine în vremea aceea, pentru că eram fascinat după trilurile cetărașului, după vioara care o mânuia destul de bine și el bătrân, dar și băiatul tânăr. Și atunci bunicul i-a luat-o și după 3-4 ani i-am descoperit vioara în cămara bunicilor. Vai! Și într-o duminică, bunica a mers la biserică, ieșteam unde ascundea cheile casei, am furat cheile, am furat vioara și duminică, vă dați seama. Și după vreo o săptămână, îmi spune bunica, păi nu-i ceterea lui Dioca în cămară, mi-a furat ceterea. Zic, lasă bunică, nu mă certa. Nu o să-ți pară rău că eu o să învăț cu vioara, o să mă fac artist. Așa și fost. Și nu m-a blestemat, nu m-a dojenit și după vreo 3 luni știam să îngân cu vioara 2-3 melodii. Și așa am început să învăț vioara și nu s-a supărat și am perseverat. Școala de muzică, Școala Populară de Artă la Sighet, paralel cu liceu și mai departe. Și, pe urmă, imediat după liceu, la conservator la Cluj. Asta e un pic din povestea viorei lui cetere, lui bunicul meu. Foarte frumos. Foarte interesant. Foarte interesant, da. Și de aceea vă spun și acum cânt la vioară. Am 2 viori și chiar de colecție, o vioară din la Reghin și una din partea unui văr de-al meu, tocmai din America, George Bodnar, din Youngstown, Ohio, și mi-a dat cadou această vioară. Avea vreo 3 viori, cânta la taragot, la flaut, la clarinet, la pian și așa departe. Din păcate, a murit vărul meu mult, cam prin 1900, vă și spun pe ca cifre, prin 87-88. Da, vă dați seama. Poveste frumoasă. Foarte interesantă. Interesantă. La ce sunteți sensibil? Da. Am să beau o gură de apă ca să nu mă sensibilizez mai mult. La oamenii năcăjiți și la copii. Eu iubesc copiii enorm. Aveți nepoți. Când îi văd copiii și știți ce? Poate cel mai sensibil sunt și mă opresc câteodată din mers, de la volan, când văd la stop. Și cu atâta admirație mă uit și admir și complimentez o femeie gravidă. Când văd o femeie gravidă, eu zic în secundă următoare că este dădătoare de viață. Da. Dădătoare de viață. Deci copiii, femeile gravide, nevestele gravide și bătrânii. Și cum a fost vestea că veți deveni bunic? Păi și la prima fată și la a doua, sigur că da. Toți murau să fie sau îmi doreau să fie băiat. Eu am zis nu. Ce va fi, ce va vrea bunul Dumnezeu așa să fie sănătoasă și cu noroc. A, da. 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 Considerați că ați avut noroc în viață? Eu da. Nu mă plâng de treaba aceasta. Și chiar din contră sunt mândru că Dumnezeu mi-a dat acel mir în viața mea. Mi-a dat noroc. Și poate că și zodia e predestinată pentru... Eu sunt pește, născut într-o zodie foarte frumoasă, din zodia peștilor, și pot să spun și data nașterii, 6 martie 1948. De ziua crucii, pe 14 septembrie, am făcut o donație de unicat, zic eu așa, de unicat. Am donat crucea tatălui meu, care n-a mai încăput pe mormântul lui la Săpânța, la cimitirul Veselii Săpânței, era brandul cimitirului. Crucea lui tatălui Gheorghe Turda. Am donat-o muzeului satului din Dimitrie Gursu din București. Am donat-o. Am făcut un parastas atât de interesant cu un sobor de preoți, de 5 preoți, cu artiști de marcă, Ștefania Rareș, Aneta Stan, Viorica Flintașu și alți artiști, cu oameni de marcă, generalul Abraham, Daniel Ionașcu, avocatul și mai departe,
și directoarea Paula Popoiu de la Muzeul Salut din Dimitrie Guste din Capitală și doamna ministru Irina Cajal, care mi-a ținut și un speech foarte interesant. Eu am cântat vreo două sau trei pricezi de muzică religioasă și în final, Parastasu, care s-a desfășurat foarte interesant, sora mea de la Stăpânța a dat de pomană 190 de sarmale de post cu păsat. Cu păsat. Toată era ziua cruce, era zi de post. Da. Și bineînțeles o pălincă de la Săpânța din partea lui sora mea. Deci a fost, ca să zic așa, împlinită vrerea lui tatăl meu de la Săpânța. Și acum crucea este la Muzeul Satului, lângă biserica maramureșeană din Muzeul Satului, se numește Biserica de la Dragomirești. Numea n-a știut de acest gest al meu și a fost pentru memoria lui un gest care, deci crucea a rămas deja în patrimoniul național al muzeului. Ce amintiri aveți din vacanțele cu părinții? Mi-ați deschis o idee foarte interesantă. Tatăl meu și al lui fratele meu atât de mândru era când veneam în vacanță acasă să merg cu ei la coasă. Și bineînțeles pe mine puneau la coasă cu coasa cea mai bună, cu iarba cea mai mică și nu prea mare, ca să nu fie greu. Și atunci eram primul, fratele meu în spatele meu și tată după noi, tatăl nostru. Și atunci și tata și fratele zice, domnule, hai dacă dă cu coasă, dă cu cârligul, dă cu cârligul. Ce nu, aici nu-i decât ca la conservator, să nu tragi așa să ne păcălești. Și când mă oboseam, știi ce făceau? Îți băteau joc de mine. Ce? Măi, domnule, cam te-ai obosit. Du-te ce fără, dă-ne o hore și horește în ceva. Tragem noi cu cositul, da. Ce v-a marcat copilăria? Ce vă vine în minte? Dacă închideți ochii și vă gândiți așa un pic, facem un exercițiu, în copilărie, care este gândul care vă vine în minte? Cel mai frumos pe vremea tinerețe mele, și ca student, și ca elev, și așa mai departe, erau acele frumoase sărbători de primăvară. Se pregătea lumea cu casele frumos curățate, ocolul, curțile aranjate frumos și așa mai departe, și mai pe urmă, mai spre iarnă, toamnă, iarnă, pregătirea pentru sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou și de Bobotează, de Sfântul Ion. Erau niște sărbători atât de pline și forfota de atunci, de pe străzi, de pe ulițe, cu colindătorii. Pe țin minte, doamna Mihaela, era ultimul Crăciun ca student eu, vă spun și anul, în 1972 spre 73. 72 spre 73. Și eram 15 colindători în banda noastră de flăcăicii mei, mai bătrinior, să zicem așa, și mai zdraveni, și aveam niște voce extraordinare. Și atunci ne-am făcut o socoteală, să zicem așa, câte fete avem de colindat, câte case cu fete avem de colindat în seara de Crăciun. Și începea colindul cam de pe la 8-9 seara până dimineața la 8. Tata mea atragea atenția, foarte exact era, nu cumva să întârzi dimineața în ziua de Crăciun, să nu ajung la biserică. Da. La slujba de la biserică. Cui datorați parcursul dumneavoastră în viață? Dacă ar fi să-i mulțumiți cuiva? Celor doi părinți, mamei și tatălui meu. Un om foarte, nu excelent, n-a fost foarte dur, dar am primit câteodată niște curelușe pe la fundul, să nu zic altfel. Țin minte că locul unde mă ascundeam și aveam refugiu ăla era sub patul care la noi, paturile de la țară, la Săpânța, sunt foarte înalte. Sunt foarte înalte. Deci încăpeam foarte bine, acolo ascuns sub patul ăla mare. Da. Ați avut piedici în viață? Da. Am avut și oamenii la care nu mă așteptam. Mi-a luat funcție de comandă de la ansamblu Ciocârlia. Și am stat 3 ani și jumătate ascuns, ca să zic așa, pe dreapta. M-am încadrat, altcineva m-a încadrat, ca să spun așa, la Poliția Capitalei și am stat 3 ani și jumătate până am trecut pe această perioadă de pedeapsă. Și mi-am revenit. După care am revenit în forță, am devenit șeful direcției de cultură a Ministerului de Interne și cu gradul de general.
Eu aș vrea să știu ce scrie în CV-ul dumneavoastră. E foarte bogat. Cu ce doriți să începem? Cu cronologia premiilor? Cronologia la câți președinți din țara? Da, la câți președinți ați cântat? Nu ei au deodată la cei din America, celor de da. Deocamdată vă spun foarte sincer, la 7 președinți americani. Oho. Cronologic. Lui Nixon, lui Ford, lui Reagan, lui Clinton, lui Bush seniorul, Bush juniorul, Obama și la 4 președinți români. Lui Constantinescu n-am vrut să-i cânt. În 1975, tot cronologic, într-o vineri, în Rapsodia Română, atunci noi artiștii ne puneau să facem de a fi un fel de la teatru, să fim artiști de serviciu la poartă, să păzim, pentru că erau cu gărzile patriotice, în preajma lui 1 mai, să păzim teatru. Sigur că da, eram în 75, nu eram încă căsătorit, aproape. Am avut la o întâlnire cu o studentă la conservator pe Calea Victoriei. Parcă ceva mă îndemna să merg cât mai repede la teatru, dar nu știam de ce. Și nu vreau să merg să-i fac curte la domnișoara studentă la conservator. Și atunci am zis, fug repede la teatru că ceva se întâmplă. Parcă era o premoniție pentru momentul respectiv. Am mers pe Blănari, la Lipscani, pe Lipscani cu Blănari, așa bine la Rapsodia în spate, când mă vede doamna de la poartă și atunci era cu tovarășul. Tovarășul Ghiță, urgent mergeți la direcție că vă cheamă director că plecați în Mexic. Voi, în secundă. Următoare, atât de tare m-am speriat, cum să plec în Mexic? Pe stradă de la Mexic. Merg la director. Directorul era cu actele lui de la birou, pregătit actele mele să le completez. Atunci așa era uzanța ca să completăm actele pentru pașaport. Pentru pașaport, nu era pașaport la purtător, vă dați seama. Nu era atunci, ca acum. Și îmi spune directorul, zice, ce mai fac că a mai venit un alt artist, ăsta era lider de sindicat cu mine, dar bine, nu era de valoare lui Gheorghe Turda. Acum, cum puteți să-i spun treaba asta, dar zice, gata, completează Turda, completează și domnul Ioniță, și el era solist vocal și până la urmă a avut noroc și l-a luat și pe el. A doua zi, la 12 ziua, eram în avionul prezidențial, tot ansamblul Rapsodia, 22 de artiști. În avion, eu am crezut că sunt stewardeși, stewardi și mai departe, găsim și mâncare în avion. Da, de unde? Era avionul de protocol al lui Ceaușescu. Era vizita lui Ceaușescu, care era după o săptămână. Ce se întâmplă? Protocolul era așa de așa natură organizat, pentru că întotdeauna avionul prezidențial era un fel de curs de recunoaștere pe traseu care mergea Ceaușescu în perioada aceea. Asta a mers cu peste Mediterană, peste nordul Africii, până în Guinea Bissau, până în Conakry. Cu escală, de acolo treceam Atlanticul până în Brasilia, în capitala Braziliei, Brasilia. Și bineînțeles că acolo am primit noaptea, pe la două noapte, ni s-a dat o cină din asta de a nu muri de foame. Am călătorit 32 de ore cu escală cu tot, până am ajuns în Brasilia noaptea. Și bineînțeles, după ce am ajuns în Mexic, vorba ne-am înlăfăit cu tot meniul de acolo și bineînțeles cu protocolul de acolo. Deci 32 de ore am călătorit, ni s-a dat până urmă mâncare, ne-am potolit și noi foamea. Deci acest lucru a fost extraordinar. Numai că, după ce am ajuns acolo, la câteva zile, Ceaușescu n-a mai putut să vină cu avionul prezidențial. S-a întârziat încă o săptămână în plus, deoarece a apărut inundațiile în nordul Ardealului. Inundațiile din Satu Mare, Oradea, Arad, pe Târnave și așa mai departe, în Podișul Transilvaniei. Și vreau să vă spun, a fost, el fiind un mare patriot, n-a vrut să mai forțeze nota ca să vină imediat după ce am ajuns noi în Mexic. Și a mai
stat încă o săptămână în plus. Deci două săptămâni am stat până au venit ei. Până atunci noi artiști am rodat spectacolul propriu-zis și atunci, aici e foarte interesant, eu am învățat un cântec mexican care se numește Celito Lindo. Și am să mă cânt un fragmentel. Pentru că atât de frumos era cântecul, aplaudau mexicanii în ropote de aplauze la fiecare spectacol la Bellas Artes, se numea teatru din Mexic, Bellas Artes, la noi la fiecare spectacol. La spectacolul de gală, prima seară, dat de muzică mexicană pentru noi, noi nu eram prezenți, decât delegația română cu Ceaușescu în frunte, Ștefan Andrei și alți diplomați și ambasadori și oameni de stat. Și a doua zi, noi, artiștii români, 2 ore și jumătate am susținut un spectacol pentru președintele Eșeveria cu doamna președintă și cu Ceaușescu tovarăș. Și bineînțeles delegații. Atât de mare și de frumos succes am avut că l-a impresionat foarte tare. Am cântat de 3 ori. Am trisat cântecul mexican pe scenă la final de recepție și ne-a rugat și Ceaușescu și Eșeveria să mai cântăm a 4 ore și în fața lor. Bineînțeles, protocolul a fost de așa natură și de frumos. Ni s-a oferit o cupă de șampanie, a dat noroc cu noi, ne-a felicitat și în final le spune așa. I-a spus domnul Ceaușescu, mio amigo Nicolae, era președinte Eșeveria, ce-am făcut eu cu toate contractele noi, mutuale, între poporul mexican și poporul frate român prin artiștii noastre, noi n-am făcut decât acum când v-am recunoscut poporul frate prin artiștii noastre românii care erau cântat atât de frumos, Celito Lindo. Aprobați ca artiștii noastre să cânte și a 4 ore un cântec cu care v-am cântat noastră, la care Ceaușescu a răspuns, si, senior. Ne-a aplaudat, ne-a felicitat și ce a făcut? A zis, nu plecăm din salon, pentru că tovarășul vrea să stea de vorbă încă așa vreo jumătate de oră. Ce? A stat 1 oră jumătate. A trimis-o pe el la culcare, a rămas numai el, într-o, țin minte, helanca albă, cu o veste neagră, mai sport îmbrăcanul la cravată, și am cântat 1 oră și jumătate într-una. Ce, noi n-am mai putut să cântăm, nici să vorbim. Dar să și vorba, nici să mâncăm deloc. După ce am ciogurit noi ceva acolo. Deci asta a fost întâmplarea cu tovarășul în Mexic în 1975. Cum era ca om? Mihela, nu pot să mint. Eu nu pot să spun, eu spun adevărul. Da, și am spus-o și o să spun și în cartea pe care o să apară. Bineînțeles, nu o să-l spun așa de lux de amănunte. Și bineînțeles, am și emoțiile mele firești. Da? Sigur. Și mai calm în cum o să le povestesc. Era un tip foarte exigent din punctul de vedere al meu și al nostru, al artiștilor, nu suporta ca cineva să râdă de ceva sau să spună așa un lucru neadevărat despre. Deci țin minte o secundă numai. Am participat la multe recepții de protocol. Asta ce vă spuneam acum a fost înainte de alte aniversări ale lui și ale ei. Și vă spun și anul exact. În 1989, atunci, el nu s-a aniversat pe 26 ianuarie, s-a aniversat numai de ziua ei, pe 7 ianuarie. Și am fost martor cu alți artiști și am CV-i număr pe toți. Ștefan Rareș, Cleopatra Meridioneanu, Dorin Teodorescu, Nicolae Nițescu, Nicușor Predescu și alți artiști din vremea aceea. Eu, Ștefan Rareș, la folclor. Și n-a sărbătorit decât pe tovarășa, 7 ianuarie. Pe la 2-3 noaptea, cine credeți că o duce să-i cânte muzică lăutărească la recepție la Clubul Năstase? Vila Lac, pe lacul Snagov. De la Snagov, de la Florească. O aduce pe Romica Puceanu. Romica. Ea era, cânta undeva în barul de noapte, barul de la, pe Calea Victoriei, de la Salonul Spaniol, și era îmbrăcată într-o roche de lame, îmbrăcată așa de scenă. Și avea niște sabos, pentru că ea avea niște picioare foarte, foarte groase, noduroase, așa. Și eram niște saboți, vă dați seama. Când am văzut-o, mi-am și amuzat că am văzut. Și în loc să
doamna Robica să ne cânte sau să-i cânte lui Nicușor. Nicușor era bine dispus și la un moment dat a început să vorbească de Nicușor. Pentru copilul mamei, pe Nicușorul mamei, mi-a dat acasă, mi-a dat servicii, mai veni servicii și jorganul ei. Și la un moment dat, tovarășa a răbdat ce a răbdat, tovarășa, și la un moment dat era pe două noapte sau trei, cam așa ceva, și am văzut că nu se oprește Romica din povestiri. Ea, el avea și un, așa când paharul de mare, un pahar cu whisky și cu gheață, parcă îl văd. Și la un moment dat zice, știi ceva? Ia către el. Măi, rămâi cu băta. Și atunci a plecat de lângă ea și ea a plecat, a plecat de recepție. S-a ales praful de recepție. Vai! Da, vă dați seama. Rămâi cu băta. Astea sunt lucruri adevărate. N-a spus nimeni așa ceva decât Gheorghe Turda și cei care a fost martor la așa ceva. Ați susținut spectacole în peste 40 de țări. 42. 42 de țări. Peste 40. Da, 42. 42 de țări. Unde v-a plăcut cel mai mult? E, stimată doamnă și frumoasă doamnă, nu cred că aș putea spune că ar fost mai bine turneul din Japonia sau din America sau din Mexic sau din Cuba sau din toată Europa unde am cântat sau din Rusia peste tot. E, cel mai interesant pentru mine a fost, și o să râdeți, în turneul meu din 1974, eram de avea logotit cu soția, turneul din Rusia. Oh, frumos. Era un turneu de campanie, de, să zic așa, pentru folclorul românesc, pentru ruși. La ruși, arta este dusă la cel mai înalt nivel. Da. Și baret, și muzică, și orchestră, și tot ce înseamnă frumusețea cuvântului, frumusețea artei și frumusețea dansului popular. Și țin minte că atunci am cântat un cântec rusesc, Mesteacănu, de Shevchenko. Și acum îl știu pe din afară. Va paleo cu dreava, ia staia la... Va paleo cu dreava, ia staia la... Liuli, liuli, staia la liuli, ce refrenul. Și țin minte că atunci Rasia transmitea în direct spectacolul de gala a Rapsodiei Române la ruși. Dar Kievul transmitea în direct pe toată zona carpatică, pe nordul Maramureșului, în direct muzică populară cu Rapsodiei Română pe zona Sigdul Marmației, Ucraina de acolo și mai departe. Și tata a văzut emisiunea la Stăpânța. Zice, de când Gheorghe Turda, fiul meu, cântă rusește? Și când până s-a domirit și a văzut concertul meu, și mi-a și spus, mi-a făcut observație. Bine, dragule, pe mine m-au împușcat rușii prin 47 și tu cânti rusește, te le cânti rusește. I-am spus, tata, așa am primit ordine, ce să le cânti rusește. Da. Nu s-a supărat, bineînțeles. Ce alte pasiuni mai aveți? Ei, am un hobby care sunt de neîntrecut. Care ar fi acela? Nu vi l-am adus, că m-a lovit unul în mașină. Știți cine v-am adus? Cuțitele. Cuțite? Păi nu v-am spus? Colecționați cuțite? Sunt singurul din România, apropo de colecționar și eu istoric, și aici legăm de o vizită a mea în Mexic. Cuțite, sunt deținător a 1118 cuțite. 1118. Trebuia să vă aduc câteva mostre. Vai, da. Ce colecție! Iar primul cuțit care l-am primit în 1975, în cadouri care l-am primit, din cadouri care l-am primit toți din artiștii din Rapsodia, din cadou care l-am primit personal de la Eșeveria, mi s-a dăruit un cuțit aztec. Foarte interesant. Ce interesant! Cu mânerul din piele. Da. Din piele. Din aramă. Foarte interesant. Foarte tăios, tăios. Și de atunci am devenit colecționar de cuțite pentru că m-a influențat gestul. Că eu am fost primul din pachetul meu sau din cadou care l-am primit de la Eșeveria, singur care am primit un cuțit. Și m-a sensibilizat acest gest din partea lui Eșeveria. Mă, ia să devin eu colecționar de cuțite. L-ați privit ca pe un semn. Ca un semn, da. Dar să vă spun ceva, doamna Mihela. Nici unul nu mi l-am cumpărat eu să mi-l fac eu cadou. L-am primit cadou. Toate? Toate cele 1000? 1118. De curând am primit, de câteva zile în urmă, am primit de la niște prieteni de-ai mei care mi-au dorit și altă dată, multe de la ei. De la
O fabrică, n-am să spun ce fel de fabrică, de la Cugir, să vă înțelege, așa, care ei fac niște cuțite extraordinar de bune și chiar și pentru export. Da? Fabrică de la Cugir. Am enorm de multe. Enorm. Am și niște trofei, să spun așa. Am două săbi de Toledo. Wow! Care am primit-o de la un prieten meu de la Deva, care el fiind stabilit în Austria, nu știu cum am intrat în posesia lor, n-am să vă spun că până la urmă o să-l întreb unghiță, așa. Deci două săbi de Toledo, una de la 1889 și una de la 1892. Puh. Da. Wow. Și da. Vă dați seama, chiar da. Le-am fășurat într-un șnur de mătasă să nu ruginească. Ce frumos! Da. Sunt cu marca Toledo. Da. Și alte cuțite. De la ambasadori, de la diplomați, de oameni de afaceri și mai departe. Mai ales era ambasadorul Israelului care mi-a dat un cuțit din Israel, din ambasadorul din Suedia, din Franța și mai departe. Din America nu mai vorbesc. Ați simțit răutăți așa din partea, din zona muzicii populare? Există invidii? Nu mă feresc să spun. N-am să dau exemple să nu-i facă invidioși. Nu e nici cazul. Sigur că am simțit răutăți de invidie din partea celor invidioși pentru exprimarea mea artistică. Foarte invidioși. Aveți un timbru vocal care inconfundabil și reconoșibil așa, cu ochii închiși. Și probabil că acolo a stârnit un pic așa de invidie. Da, pentru că prin comparație, se spune așa, că pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Da, este adevărat. Și atunci, mulți m-au copiat și îmi copiază și timbru vocal, cum spunea dumneavoastră mai devreme, și maniera de a cânta. Marele Chaplin a spus cam așa, apropo de plâns. Ce dând, Doamne, să plouă astăzi, să nu mi se vadă lacrimile când plâng. Foarte. Dă, Doamne, să plouă, să nu se vadă lacrimile pe obraz. Lacrimile pe obraz când plâng. Da. Super. Foarte. Foarte frumos, da. Într-adevăr. Dacă ar fi să-mi dați un nume, un singur nume de artist sau artistă din muzica populară, da, căreia nu aveți să-i reproșați absolut nimic, care ar fi acela? E foarte greu să vă spun. Pentru că sunt atât de mulți prietenii mei și n-aș vrea să greșesc, să supăr că nu mi-au greșit mie vreodată sau ei, eu lor. Sunt foarte, foarte mulți valoroși, nu toți. Unii care, exact cum spuneați dumneavoastră mai devreme, invidioși, dar invidie din asta puierilă. Iar mulți pe care eu i-am ajutat, le-am dat funcții, grade, onoare, respect și tot au reușit să mă supere și să mă bârfească și să mă judece. În încheiere, trei titluri de știri despre dumneavoastră pe care le-aș citit în ziar. Două să fie false și una adevărată. Dar noi nu vom ști niciodată care este cea adevărată și care sunt cele false. Deci, un titlu ar fi... Gheorghe Turda nu e hoț. Să nu vă țin prea mult, fals, pe ce idee să mergem. Nu pot să mint. Frumos. Nu pot să mint. Deși adevărul doare. Gheorghe Turda n-a fost turnător la securitate. Ce v-ar plăcea să citiți în ziar despre dumneavoastră? Dar scurt așa. Eu vreau un singur cuvânt. Da. E prima dată când vă spun. E chiar prima dată, doamna Mihela. Și o să mă felicitați pe treaba asta. Cum s-ar caracteriza Gheorghe Turda într-un singur cuvânt? Sau două? Frumos. Să vă dau o expresie măroșănească superbă. Gheorghe Turda, un neauș. Un om neauș. Om neauș. Am înțeles. Ați înțeles? A rămas așa. Da. Da. Vreau să vă mulțumesc din suflet
Timpul trece atât de repede în compania dumneavoastră. Da. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Telespectatorii Metropola TV vor cunoaște un neauș adevărat. Dați-mi voi să mă ridic în picioare în fața dumneavoastră, Danu Anghela, și să vă sărut mâna. De data asta trebuie să vă fac gestul, că vă pupă mâna un om neauș. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos încă o dată pentru tot. Da. Mulțumesc. Bine? Da? Foarte frumos. Să trăiți, să vă trăiască familia și că aveți o familie foarte frumoasă. Să vă trăiască și cei care vă diriguiesc, vorba aceea, emisiunea și prietenii noastre din Noianul de prieteni pe care am și îi cunosc pe toți aproape. Sigur. Și rețineți un lucru din partea lui domnul primar de la Voluntar, care mi-e și drag și prieten. Eu îi dau pălinca încă o dată și cântecul, dar el să dea un șpriț. Am să-i transmit asta. Da? Pandele, da, prietenul meu. Da, sigur. Vă mulțumesc foarte frumos încă o dată. Vă sărut. În încheiere, aș vrea să transmiteți un mesaj telespectatorilor Metropola TV și fanilor dumneavoastră. Foaie verde, foi de fân, deci tânăr sau bătrân, pe unde ai umbla și oriunde te-ai afla, nu uita că ești român, vă spune Gheorghe Turda. Frumos. Vă mulțumesc încă o dată. Iar noi ne revedem vinerea viitoare, începând cu ora 19.